Elencu din cauza oaselor calcinate. Colega mea, Liliana Năstase, senior editor B1 TV, ne aduce mai multe detalii. Bun găsit, Liliana! Bun găsit, solicitarea procurorilor DICOT a ajuns deja în Statele Unite ale Americii, ea fiind formulată vinerea trecută. Conform procurorilor DICOT, sprijinul FBI este unul capital, având în vedere că în România, la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovic, nu se efectuează decât analiza genetică de tip cromozomial, astfel că anchetator. Au mitocondrial care să depisteze pe linie maternă dacă ADN-ul lui Iza este găsit în obiectele sau resturile umane găsite în curtea și în casa lui Gheorghe Dincă, dar și într-o pădure din apropierea locuinței acestuia. Proba ADN-ului a fost prelevată deja de la mama lui Izei, însă nu a putut fi confruntată cu obiectele găsite, întrucât se aflau într-o stare avansată de degradare. Ulterior, mama lui Izei a refuzat să mai facă această analiză, însă procurorii DICOT au citat-o în mai multe rânduri, chiar și mâine este citată Monica Melencu la DICOT în vederea refacerii analizei, după ce Tribunalul București a admis o solicitare făcută în acest sens de către procurorii DICOT. De asemenea, procurorii DICOT au apelat la sprijinul FBI pentru a face un profil psihologic al lui Gheorghe Dincă și pentru a face de asemenea un profil comportamental al acestuia. În acest dosar nu lucrează procurorii din Statele Unite ale Americii, însă solicitarea către FBI este motivată de DICOT exclusiv de înalta specializare a biroului federal în materie analizelor și expertizelor care sunt absolut necesare în acest caz. De altfel, s-a vorbit încă imediat după izbucnirea scandalului de intenția anchetatorilor de a apela la specialiștii de la FBI. Mulțumesc, Liliana. Între timp, anchetatorii au descins acasă la mama lui Izei Melencu după ce femeia a refuzat categoric să dea noi mostre de ADN. Monica Melencu a fost citată din nou la Poliția Caracal după decizia de ieri a Tribunalului București. Procurorii au încercat încă de luni să meargă acasă la mama lui Izei pentru a preleva probe de ADN. Monica Melencu a refuzat însă procedura, așa că anchetatorii au cerut autorizație din partea Tribunalului București. De acord n-am fost, că n-am semnat, v-am zis, deocamdată n-am semnat nimic. De acord nu sunt, n-am semnat nimic, dar până la proba contrarie, mâine, până vom ajunge la București să vedem despre ce este vorba, nu pot să... Dar pentru moment decizia e finală, nu dau și nu semnez, ceea ce și s-a întâmplat, nici n-am semnat și nici... Dar mâine o să fie și domnul avocat. Femeia îi acuză pe anchetatori că vor să planteze probe pentru a declara decesul fiicei ei în absența unui cadavru. Mama lui Izei e convinsă că fata a fost traficată și nu ucisă, așa cum susține Gheorghe Dincă. N-au venit, adică, cu ceea ce trebuia, am luat legătura cu domnul avocat. Domnul avocat, adică... A vorbit personal? A vorbit personal cu dumnealor. N-au venit, adică, cu actele care trebuia să ni le aducă. Domnul avocat, adică, știe mai multe, că a discutat cu dumnealor prin telefon. Pe 18 septembrie, DICOT a anunțat că oasele descoperite în liziera de lângă Caracal provin de la scheletul unei fete cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani, alta decât cea descoperită la data de 26 iulie. Nereguli uriașe la parchetul Caracal. În urma verificărilor făcute de parchetul general au ieșit la iveală o serie de probleme la parchetul care inițial s-a ocupat de ancheta în cazul lui Gheorghe Dincă. Astfel s-a dispus redeschiderea a 5 cazuri de viol și lipsire de libertate, dosare clasate de procurorii din Caracal. Par
Parchetul din Caracal a fost verificat de către procurorii de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție după cazul crimelor comise de Gheorghe Dincă. Totul a plecat de la situația lui Cristian Ovidiu Popescu, procurorul care i-a ținut pe polițiști în fața casei lui Dincă până la 6 dimineața. Toate parchetele din toată țara au fost verificate deja. Sunt în plin control. Și câți oameni sunt angrenați la aceste controle? Toți procurorii din țară. Bănuiesc că sunt sute mii de dosare? Da. Sunt, vor fi zeci de mii de dosare. Nu s-a mai efectuat niciodată un asemenea control. Noi, de regulă, monitorizăm activ și efectiv cazurile de omor. Vorbim acum doar de infracțiunile de mare violență. Cazurile de omor, avem un ordin al Procurorului General, acestea sunt raportate semestrial, în special cauzele cu autori necunoscuți, și se dispun măsuri pentru soluționarea acestora, dar pe acest aspect al lipsirilor de libertate nu am făcut niciodată un control. Raportul Parchetului General este devastator. Parchetul General a constatat mai multe nereguli, inclusiv mai multe cazuri de viol ignorate de către magistrații din Caracal. Printre măsurile dispuse se numără sesizarea Inspecției Judiciare pentru a aprecia cu privire la efectuarea de verificări privind abaterile disciplinare ce rezultă din actul de control și verificarea activității manageriale a primului procuror, solicitarea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova de a dispune măsurile necesare în vederea remedierii deficiențelor constatate, solicitarea conducerii Inspectoratului General al Poliției Române de a întreprinde demersurile necesare în vederea soluționării a cauzelor aflate în instrumentarea organelor de cercetare penală. După acest control, activitatea parchetului de pe lângă judecătoria Caracal va fi reevaluată peste 6 luni. Apar date noi în ancheta fetei de 11 ani ucisă în Gura Șuții. Olandezul, care este principalul suspect în acest caz și care s-a sinucis între timp, ar fi făcut 700 de kilometri în doar 3 zile prin județele din jurul Bucureștiului. Anchetatorii spun că pedofilul era într-o continuă căutare de victime. Mai multe ne spune colega mea Gabriela Mihai. Bun găsit, Gabi! Bun găsit. În urma cercetărilor s-a constatat că în cele 3 zile în care a stat în țara noastră, cetățeanul olandez a parcurs cu mașina pe care a închiriat-o peste 700 de kilometri. Toți acești peste 700 de kilometri au fost parcurși în jurul capitalei, în județe din apropiere, cum ar fi Călăraș, Teleorman, Prahova, Ialomița și, după cum am văzut, și în Dâmbovița a fost. Acesta nu a avut anumite direcții în care s-a dus, a trecut prin foarte multe localități, în anumite localități chiar și de câte 2-3 ori. Așadar, există probabilitatea ca acesta să își fi căutat victime în tot acest timp. Desigur, se fac cercetări pentru a vedea dacă mai există și alte posibile victime. Ne reamintim că ieri anchetatorii au făcut percheziții la cele 2 imobile pe care cetățeanul olandez le-a închiriat cât a stat în țara noastră, iar acolo au fost găsite mai multe probe ce pot fi folosite în dosar. De asemenea, vorbim despre probe care atestă faptul că cetățeanul olandez a întreținut de mai multe ori relații sexuale și, bineînțeles, în urma acestor probe găsite, anchetatorii încearcă să identifice și acele persoane din anturaj cetățeanului olandez. Mulțumesc, Gabi. România este destinația preferată a prădătorilor sexuali din Olanda. Este declarația unui jurnalist olandez care s-a ocupat îndeaproape de cazul criminalului care a ucis și violat copila din Gura Șuții. În exclusivitate pentru B1 TV, jurnalistul a spus că, deși pedofilul era monitorizat în Olanda, el a plecat liniștit din țară de mai multe ori. În total, de 8 ori ar fi ajuns în România. Traveling to Romania for several times. At least we know that he has been sentenced before for several sexual crimes. Well, it really depends, but and I'm not sure how many years, but at least several years. So it might be at least 5 years. He has also been treated in a mental hospital. Venirile destul de dese în România ale pedofilului nu reprezintă nicio surpriză. Este cunoscut faptul că România este o destinație preferată a acestor prădători sexuali, a declarat jurnalistul Marcel Vinc în direct la emisiunea Dosar de Politician. Well, honestly, I have to say that Romania is in Netherlands well known with these kind of pedophiles or pedosexual persons as a country where they can do whatever they want.
Well, actually, I have contact with several organizations who try to monitor these people, who is actually dealing with the whole problem. And they have told us that Romania is in Netherlands, a very popular country to go to. Marcel Vink spune de asemenea că sistemul de monitorizare a pedofililor și violatorilor de către autoritățile olandeze dă deseori rateuri. Well, in most cases I can say that they are being monitored. They need to notify themselves regularly, but the fact is that this is not always going well. Primăria Comunei Dâmbovițene Gurașuții a cumpărat de ceva vreme un microbuz școlar care ar fi trebuit să ducă acasă în siguranță pe elevi. Mașina însă a fost folosită pentru deplasările echipei locale de fotbal. Acum, primarul din Gurașuții i-a găsit o altă destinație microbuzului școlar. L-a pus la conservare, după cum chiar el a declarat la postul nostru de televiziune. Nu este necesar acest microbuz ca să-l mobilizăm, pentru că școala este în centrul comunei și străzile sunt adiacente școlii la câteva sute de metri. Cel mai lung traseu e la 1 km, 1 100 km, două trasee în localitate. Deci nu necesita un microbuz. Această declarație revoltătoare a fost făcută de primarul localității unde a murit Mihaela. La câteva sute de metri de casă a fost răpită biata copilă, dar edilul pare să nu realizeze nici acum pericolul care îi pândește pe elevi. Acel microbuz a fost luat pentru școala Sperieteni, crezând că școala se va desfința, copiii de la, din satul Sperieteni, de la școala Sperieteni, vor ajunge la școala de centru Gurașuții. Așa. În această toamnă, copiii din satul Sperieteni au mai venit din, s-au completat clasele din străinătate, părinții au adus și i-au înscris din nou la școala Sperieteni. Acum școala Sperieteni funcționează din 15 septembrie. Acel microbuz a fost luat preventiv să facem vara sanie, ca să putem pentru să avem, să fim pregătiți când școala se va muta de la Sperieteni la Gurașuții. Microbuzul a fost luat preventiv, dar nu pentru școlari, ci pentru echipa de fotbal din comună, după cum cu nonșalanță recunoaște edilul. Îl folosiți pentru echipa de fotbal, nu, deci sunt conservat. Sunt copiii școlii care sunt angrenați într-o echipă de juniori la fotbal. Iar pentru că nu a fost folosit prea mult, microbuzul a fost pus la conservare, așa cum spune același primar. Deci ce se întâmplă cu acest microbuz până acum? E în pană? E folosit la ceva până la urmă? Nu este folosit la absolut nimic. Deci l-am luat să-l țineți de pomană. Da, este în conservare. Foarte bine, în conservare. Am luat o hotărâre a Consiliului Local. Noi trebuie să liniștim această situație, că copiii vor fi racolați după stradă. Un tânăr de 25 de ani a murit într-un accident în județul Constanța. Mașina pe care o conducea a intrat cu viteză într-un copac la ieșirea din localitatea Valului Traian, în zona unui popas turistic. Medicii spun că tânărul a murit pe loc după ce probabil a adormit la volan. Victima era angajată la Spitalul Militar din Constanța. Caz șocant în județul Prahova. O femeie care a fost înjunghiată de fostul soț într-o stație de autobuz a ajuns în stare gravă la spital, iar medicii încearcă acum să-i salveze viața. Atacatorul a fost găsit mort în această dimineață într-o pădure din apropiere. Colega mea, Denisa Agelatu, ne spune mai multe. Femeia a fost înjunghiată aseară într-o stație de autobuz când se întorcea acasă. Atacatorul este chiar fostul concubin al acesteia. Bărbatul nu se poate obișnui cu ideea că a fost părăsit de către aceasta. Cei doi locuiau de mai bine de o lună separat. Femeia a fost transportată la spitalul de urgență din Ploiești, unde se află și acum în stare gravă. Trecătorii au observat-o pe femeie într-o baltă de sânge și au sunat la 112. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție care a pornit pe urmele atacatorului. În această dimineață, bărbatul în vârstă de 39 de ani a fost găsit într-o pădure de la marginea orașului Comarnic, spânzurat. În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie și omor din culpă. Tot mai mulți români fumează, este concluzia îngrijorătoare a unui studiu privind consumul de tutun din România, realizată de Institutul Național de Sănătate Publică. Pentru prima dată, într-un astfel de studiu, apar cei care folosesc țigări electronice și dispozitive de încălzit tutun. Aproape un sfert de milion de români au adoptat acest obicei. Ne spune mai multe colega mea, Bianca Ogarcă. Bun găsit, Bianca!
Bun găsit! Potrivit studiului, peste 5 milioane și jumătate de români care au peste 15 ani fumează. Asta înseamnă 30,7% din populația țării. Foarte puțini au încercat să renunțe la acest viciu. Contrar tendinței europene, la noi fenomenul este în creștere comparativ cu anul 2011, când au fost realizate alte cercetări. Cifra este cu 14% mai mare față de anul 2011, când fumau 26,8% dintre români. Mai îngrijorător de atât este că a crescut cu aproape 50% numărul tinerilor între 15 și 24 de ani care fumează, de la 22,6% în 2011 la 33,5% în 2018. Între timp, Comisia pentru Buget a Senatului a dat însă raport negativ la proiectul ce vizează reglementarea legii în domeniul produselor din tutun. Legea își propunea ca pe termen mediu și lung să scadă asumat numărul de fumători din România și astfel tragedia pe care acest viciu îl generează, spunea unul dintre inițiatori. Statisticile sunt îngrijorătoare la nivel mondial. În lume mor anual 8 milioane de oameni din cauza fumatului, deși această epidemie, cum a fost numită de specialiști, este singura cauză de deces cu cele mai mari șanse de a fi prevenită. Cei doi bărbați care s-au năpustit asupra unei mașini aflate la semafor pe o stradă din capitală și au bătut pe cei din autoturism au fost reținuți pentru 24 de ore. Potrivit poliției, cei doi sunt traficanți de droguri, iar cei din mașină erau niște clienți care le datorau bani. Cei doi indivizi au fost identificați la mai mult de 12 ore de când a avut loc atacul. Agresorii au fost ridicați de polițiști chiar din casele lor, în urma unor percheziții în care polițiștii au găsit la domiciliile acestora mai multe plante de marihuana. Iar după o zi întreagă de audieri, cei doi agresori au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați deocamdată de lipsire de libertate și tâlhărie calificată. Atacul dat de cei doi a avut loc luni seară în zona spitalului Sfânta Maria. Din imaginile surprinse de o cameră montată pe bordul unei mașini, se poate observa cum indivizii coboară de pe trotuar și merg printre mașinile care staționau la semafor. Găsesc un autoturism care are geamurile deschise, moment în care cei doi bărbați încep să-și împartă pumni pasagerului din dreapta. Agresorii nu se opresc aici. Indivizii au urcat în mașină, acolo unde ploaia de lovituri a continuat chiar și după ce mașina a plecat de la semafor, potrivit celui care a văzut întreaga scenă. De altfel, martorul care a surprins imaginile halucinante a fost și el chemat la audieri. Unul dintre pasagerii atacați de cei doi a fost rănit grav și a fost transportat la Spitalul Floreasca. Audieri maraton în procesul Belina. Mai bine de 6 ore au dat explicații primii 4 martori în fața magistraților de la Tribunalul București. Toți inculpații au fost prezenți în sala de judecată, inclusiv fostul vicepremier, Sevil Şaideh. Insula Belina și brațul Pavel au fost locul preferat de Liviu Dragnea. Domeniul fusese trecut în 2013, pe vremea când Dragnea era vicepremier în administrarea Consiliului Județean Teleorman și închiriat ulterior firmei Teldrum. Această mutare face în prezent obiectul unui dosar aflat la Tribunalul București. Judecătorii au audiat timp de mai bine de 6 ore primii martori. Toți inculpații au fost prezenți în sala de judecată. Printre aceștia, actualul consilier al premierului Viorica Dăncilă, Sevil Şaideh, fostul președinte al CJ Teleorman, Adrian Gâdea, și Ionela Stoian, fost director în cadrul Ministerului Dezvoltării. După ce inițial Gâdea declarase că vrea să fie audiat la finalul procesului, avocatul acestuia a explicat că a fost o neînțelegere, așa că acesta urmează să dea o declarație de inculpat peste 2 săptămâni. Cei 4 martori audiați sunt angajați în diverse instituții publice implicați în procedura de adoptare a hotărârii de guvern 2014. Una dintre cele mai interesante declarații le-a dat Emilian Cârjan, care din 2006 lucrează în funcția de șef birou la sistemul de gospodărire a apelor din Teleorman. Declarația acestuia este importantă pentru că el a demontat o parte din apărările celor implicați în dosar. Specialistul de la Apele Române a observat că pe insulă fuseseră ridicate mai multe imobile
Ponte în perioada în care ea a fost în administrarea Teldrum. Consider că și în prezent brațul Pavel comunică cu Dunărea la un nivel ridicat al fluviului. Am fost în acest an acolo, am observat că insula era îngrijită, iar vegetația era tăiată. Am văzut și construcții. Am observat că s-a făcut un drum de acces în jurul lacului realizat cu balast local. Pe malul stâng al brațului Pavel erau construcții din pal, niște vagoane de lemn. Aceste construcții nu erau pe insulă înainte de închirierea din anul 2012, a povestit acesta. Potrivit unor suspiciuni DNA, unele dintre lucrările realizate de Teldrum pe acest braț au avut ca scop inclusiv colmatarea acestui braț. Ancheta a dezvăluit că toate construcțiile sunt ilegale, nu au autorizații, avize și prin construirea lor nu se respectă dispozițiile contractelor încheiate cu Administrația Națională Apele Române și preluate apoi de către CJ Teleorman. Judecătorul care se ocupă de caz a stabilit că următoarele termene pentru audierea martorilor să fie pe 8 și 22 octombrie. Controverse în jurul unuia dintre candidații la alegerile prezidențiale. Potrivit jurnaliștilor de la mainnews.ro, Alexandru Cumpănașu urmează cursurile de master ale unei universități din Elveția, dar nu are nicio diplomă de licență. De altfel, în CV-ul acestui apare doar un atestat de programator-analist obținut la Colegiul Național Ionita San din Caracal. Alexandru Cumpănașu are un CV extrem de bogat. Din acesta lipsește însă chiar cel mai important lucru, diploma de licență. Deși a predat în mediul universitar, candidatul la prezidențiale nu ar fi absolvit nicio facultate, susțin jurnaliștii de la mainnews.ro. Potrivit acestora, Cumpănașu are un atestat profesional de programator-analist obținut la Colegiul Național Ioniță Asan din Caracal, județul Olt. În plus, el are mai multe diplome de participare la diverse evenimente politice. În prezent, Cumpănașu figurează ca masterant la o universitate din Elveția. De altfel, acesta a recunoscut într-o intervenție la o televiziune că nu are diplomă de licență. Totuși este un executive master, nu este o diplomă de licență oarecare pe care o fac toți proști în România la toate universitățile de 2 lei. Avem atâtea proști cu diplomă în PUHR despre ce care la alte universități, eu cred că este mai bine așa. Eu cred că un om care își termină în acest moment un executive master are o pregătire mai bună în afară. Cumpănașu nu vede însă o problemă în această situație. Cât timp te afli într-un proces pe care universitatea spune că ești în acest moment, în 2019, currently absolving the course, da? Alexandru Cumpănașu este unchiul Alexandrei Măceșanu, fata de 15 ani ucisă de monstrul din Caracal, Gheorghe Dincă. Alexandru Cumpănașu a revenit în atenția opiniei publice odată cu acest caz. Ulterior, el a anunțat că intră în cursa pentru alegerile prezidențiale. 8 candidați la alegerile prezidențiale s-au ales cu plângeri penale. Biroul Electoral Central a anunțat că cei 8 sunt suspectați că au venit la înscrierea în cursa pentru Cotroceni cu semnături falsificate. Reprezentanții Biroului Electoral Central susțin că în cazul celor 8 candidați vizați de plângerea penală s-a constatat că un număr semnificativ de semnături prezentate ca aparținând unor persoane diferite prezintă elemente de similitudine evidentă. Este vorba despre Viorel Cataramă, Miron Cozma, Maria Minea, Cătălin Sorin Ivan, Sebastian Constantin Popescu, Alexandru Cumpănașu, Ninel Peia și Bobby George Marius Păunescu. Luând în considerare cele reținute în motivarea deciziilor Biroului Electoral Central, privindu-i pe candidații Viorel Cataramă, Partidul Dreapta Liberală, Miron Cozma, candidat independent, Maria Minea, Partidul Românilor Patrioți de Pretutindeni, Cătălin Sorin Ivan, Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională, Sebastian Constantin Popescu, Partidul Noua Românie, Alexandru Cumpănașu, candidat independent, Ninel Peia, Partidul Neamul Românesc, Bobby George Marius Păunescu, candidat independent, în sensul că s-a constatat că un număr semnificativ de semnături prezentate ca aparținând unor persoane diferite prezintă elemente de similitudine evidentă de natură a influența îndeplinirea condiției legale referitoare la numărul minim de susținători de 200.000, se arată într-un comunicat al Biroului Electoral Central. Până în prezent, Biroul Electoral Central a respins 2 candidaturi pentru depunerea de semnături false sau care prezentau elemente de similitudine evidente. Este vorba despre Viorel Cataramă și Miron Cozma. Însă Viorel Cataramă a contestat decizia la CCR, iar Curtea Constituțională i-a dat dreptate.
Judecătorii CCR au dispus înregistrarea de către BEC a candidaturii și semnului electoral ale lui Cataramă la alegerile din luna noiembrie. Până acum au fost validate candidaturile pentru Viorica Dăncilă, Claus Iohannis, Teodor Paleologu, Dan Barna, Kelemen Hunor și Mircea Diaconu. PSD ține cu dinții de recursul compensatoriu. Legea care a eliberat mii de deținuți înainte de termen și a umplut România de violatori și criminali rămâne în vigoare. Abrogarea acesteia a fost amânată din nou chiar în aceste zile când România este zguduită de dramele de la Gura, Șuții și Caracal. Recursul compensatoriu, legea care a eliberat mii de infractori din închisori, este discutat în Comisia Juridică din Camera Deputaților. Însă, în timp ce deputații PNL cer abrogarea de urgență, PSD-iștii trag de timp și solicită un punct de vedere de la Ministerul Justiției și de la CSM. Așa că au amânat din nou dezbaterea și votul pe abrogarea acestei legi. Într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan i-a acuzat pe socialdemocrați că de 3 ani sunt preocupați doar de drepturile infractorilor. Recursul compensatoriu a fost schimbat într-un mod grosolan de către tripleta magică Șerban Nicolae, Eugen Nicolicea, Florin Iordache, cu largul concurs al tuturor deputaților ALDE și PSD, având susținerea lui Călin Popescu-Tăriceanu și a lui Liviu Dragnea, în așa fel încât să elibereze 18.300 de infractori mai devreme din pușcării. Dintre aceștia, numai puțin de 246 de pedofili, 850 de criminali. Gândiți-vă, 186 de violatori au fost eliberați mai repede, chiar cu 5 ani, din cauza recursului compensatoriu. Europarlamentarul PNL spune că acum Viorica Dăncilă și cei de pe lângă ea încearcă să mai tragă de recursul compensatoriu pentru cine știe ce clienți politici. Puterea s-a ținut cu dinții de a păstra acest recurs compensatoriu în forma în care e. Discuțiile n-au mers mai departe niciun centimetru. Asta ce ne poate sugera? Că vor ca în continuare lucrurile să stea așa? Că poate mai există, eu știu, clienți care așteaptă o eliberare mai rapidă din cine știe ce motiv? De 3 ani de zile PSD este preocupat exclusiv de drepturile infractorilor, de drepturile pușcăriașilor și de drepturile celor care săvârșesc fără de legi. Nu de drepturile oamenilor cinstiți. Pe 240 de semnături contează liberalii pentru depunerea moțiunii de cenzură. În aceste condiții, documentul ar putea fi depus chiar luni. Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă, ar fi nevoie de cel puțin 233 de voturi. România trebuie să scape cât mai repede de guvernul Viorica Dăncilă, spune prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan. Europarlamentarul adaugă că niciodată PSD nu a fost mai toxic decât acum, în frunte cu Viorica Dăncilă. Această femeie este inadecvată total, ea este ținută acolo ca o fantoșă, ar trebui să plece cât mai departe. Cu Codrin Șăpănescu, cu Olguța Vasilescu, ce unul, Nicolicea, Șerban Nicolae și restul, dom'le, nu găsim unul frecventabil. Unul singur care să fie pro-european, pro-occidental și pe căruia să-i poți da un costum pe el și să-l duci într-o cancelare europeană și să nu ajungă cu noroiul pe picioare, da, și să scui pe semințe. Potrivit lui Ludovic Orban, guvernul Dăncilă nu mai are de trăit decât cel mult 2 săptămâni. Semnăturile pentru moțiune au fost strânse și discuțiile continuă, a declarat liderul liberal. A trecut de 233. Ați trecut de 233 de semnături? Da, da. Deja, practic, aveți... V-am dat o știre, recunoașteți. Da, cu aceste semnături cade guvernul. Mă, evident. Dar continuăm, pentru că mai avem încă discuții cu mai mulți. E bine să securizați mai multe voturi, poate să se întâmplă. Deci, în momentul de... Să bea un buffer, ca să mai cât de cât garanția 100% că iese acest demers. Că avem antamat discuții pentru un număr de peste 240. Sigur, acum nu rămâne de văzut cine semnează. Sunt discuții care... Vă temeți de o ofensivă a PSD-ului care poate să mai schimbe ceva din dinamica asta? E posibil să apară o presiune. Din cauza asta vă spun de acum, nu vom face publice numele semnatarilor moțiunii de cenzură decât în momentul în care vom depune moțiunea de cenzură. Okay. În aceste condiții, spune Ludovic Orban, moțiunea poate fi depusă luni. Am discutat cu mai mulți dintre cei cu care am purtat negocieri. Cel mai probabil moțiunea va fi depusă luni. Cel mai probabil, după cum este calendarul prevăzut în Constituție și în
regulament se va dezbate, se va vota luni sau marți. Poate au și dat... Adică pe data de 7 sau cel târziu pe data de 8 octombrie. Este anchetă la Iași după ce o pacientă a murit chiar în fața spitalului de recuperare. Femeia, care avea 62 de ani, se pare că tocmai fusese consultată, iar medicii i-ar fi spus să plece acasă și să urmeze un tratament. Femeia a căzut însă chiar la poarta unității medicale și a decedat. Ceilalți pacienți au povestit că femeia a fost adusă la spital cu o mașină de o rudă. După ce ar fi așteptat mai bine de jumătate de oră pe holul spitalului, ea ar fi fost consultată în cele din urmă de un medic. Deși îi era vizibil rău, femeia care locuia în Iași ar fi fost trimisă acasă, susțin atât rudele cât și pacienții care au văzut-o la spitalul de recuperare. Imediat ce a ieșit din spital, ajutată de o rudă, femeia s-a prăbușit inertă. Medicii nu au făcut decât să constate decesul, apoi au chemat poliția. Deși verdictul medicilor este că decesul a fost cauzat de un stop cardiorespirator, polițiștii au deschis o anchetă pentru o moarte suspectă. De asemenea, o anchetă a fost deschisă și de conducerea spitalului de recuperare. Directorul medical al unității sanitare susține că pacienta a fost externată dintr-un alt spital și că suferea de diabet zaharat, obezitate, hipertensiune, cardiopatie ischemică. În general, nu era într-o stare de sănătate cât de cât acceptabilă, recunoaște șeful spitalului. Și tocmai din această cauză trebuie să se afle cum de i s-a dat drumul să plece din spital. Deocamdată și medicii și polițiștii așteaptă rezultatele necropsiei. Scandal în centrul Craiovei. Suporterii Universității Craiova au aprins fumigene și petarde și le-au aruncat în mașinile care treceau pe stradă. Un șofer care i-a apostrofat a căzut victimă furiei huliganilor și s-a ales cu mașina vandalizată. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Mă filmează, Incidente grave s-au petrecut aseară în Craiova, înainte de meciul echipelor Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, disputat pe stadionul Oblemenco din Bănie. Fanii echipei gazdă au aruncat cu petarde în mijlocul unei străzi din Craiova, dar și în mașinile din trafic. Pe imaginile surprinse de un localnic se vede cum, la un moment dat, unul dintre suporterii olteni se repede asupra unei mașini și încearcă să deschidă portiera șoferului. Pentru că nu reușește, suporterul sparge geamul din spate al mașinii, apoi fuge. În urma imaginilor apărute în spațiul public, polițiștii din Dolj s-au autosesizat și au deschis o anchetă pentru identificarea agresorului și a celui atacat. Până acum nimeni nu a depus plângere, însă agresorul riscă dosar penal pentru distrugere. Nici terasele din centrul Craiovei nu au scăpat de furia huliganilor. Aceștia aproape au dat foc localurilor în care se adunaseră să vadă meciul. Incidentele din Craiova au venit după ce la Timișoara suporterii echipelor Dinamo și Poli s-au luat la bătaie în plină stradă. În urma altercației, un tânăr a fost rănit. Incidentele au avut loc pe o stradă din centrul vechi al Timișoarei. Suporterii s-au bătut cu sticle, cu bâte și au distrus tot ce le-a ieșit în cale. Seria neagră a faptelor comise cu violență a dus la anchetă de anvergură cu mii de dosare și persoane interogate. Cu toate acestea, mulți dintre autori au scăpat prin grațiere, eliberare condiționată sau prin recurs compensatoriu. Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Pune-l într-o parte. În primăvara anului 2013, orașul Sibiu trecea prin șocul unei crime oribile. Un italian omorâse copilul de 3 ani al iubitei sale, după care arsese trupul micuțului într-un cazan cu sodă caustică. Micuțul a fost ucis pentru că se speriase de niște insecte. Și mai dramatic a fost că mama unchiului și mătușa copilului i-au luat apărarea criminalului. Anchetatorii au stabilit că rudele micuțului cumpăraseră pungile cu sodă caustică. Și tot ele știuseră că trupul copilului fusese aruncat ulterior
în râul Mureș. Abia după 3 ani, mama copilului a dezvăluit totul. În 2017, Tribunalul Sibiu l-a condamnat pe Antonio Zacania la 14 ani de închisoare. Mama copilului ucis și frații ei au scăpat, însă fără nicio zi de pușcărie, deși au participat la distrugerea cadavrului și au ascuns fapta ani la rând. Și orașul Cugir a trăit o poveste îngrozitoare. În iulie 2001, un cămătar valutist de acolo a fost dat dispărut după ce se întâlnise cu un fost poștaș care îi ceruse bani cu împrumut. Era vorba despre Romeo Nicolae Chelaru, de 28 de ani, dat afară de la poștă pentru că fura din pensii. Bărbatul i-a cerut 500 de dolari cămătarului, iar acesta din urmă a solicitat drept garanție un apartament. În acel moment, fostul poștaș i-a dat în cap cu o sticlă și l-a lăsat fără suflare. Apoi a tranșat trupul într-o cadă, după care a ars resturile umane și a aruncat cenușa în râul Cugir. Nicolae Romeo Chelaru a fost trimis în judecată pentru omor calificat, tâlhărie și profanare de cadavre. Tribunalul Alba l-a condamnat la 19 ani de închisoare. În august 2014, criminalul a fost liberat condiționat printr-o decizie a Tribunalului Timiș. Seria crimelor oribile a început însă chiar după Revoluție, în primăvara anului 1990, cu un caz la fel de înspăimântător. O femeie din Brăila își omoruse soțul prin strangulare, după care la fel îi arsese cadavrul într-un butoi din tablă și îi aruncase rămășițele trupești în Dunăre. Agresoarea a vrut să se răzbune pe soț pentru că o bătea. Femeia a avut și un complice pe sora ei. Individa a fost condamnată la închisoare, dar a executat doar 10 ani din pedeapsă. Și asta pentru că în anul 2000 a fost grațiată. Cazurile Caracal și Dâmbovița au îngrozit mulți părinți din România, care se tem acum pentru siguranța copiilor. Asociațiile de părinți cer și președinției, dar și guvernului, să vină cu o strategie națională pentru protecția minorilor. Federația Națională a Asociațiilor de Părinți a trimis o scrisoare publică președinției, guvernului și ministerelor educației și de interne, în care cere stabilirea unei strategii naționale pentru sporirea siguranței copiilor în școli, pe stradă, dar și în viața de familie. Suntem dispuși să mergem până la pichetarea acestor sedii dacă nu vom găsi înțelegere. Nu puteam să stăm impasibili la ceea ce se întâmplă în ultimul timp referitor la copiii noștri. Părinții cred că instituțiile statului nu reacționează întotdeauna așa cum ar trebui. Nu se poate ca în numeroasele cazuri când părinții declară, se duc la postul de poliție și declară dispariții, părinții să fie întrebați dacă fata respectivă are o relație de concubinaj, familia să fie ajutată și nu luată la mișto, scuzați-mi expresia, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori. Membrii Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți consideră că protecția copiilor în fața oricărei forme de violență ar trebui să devină obiectiv de siguranță națională. A președintelui Donald Trump. Acesta este acuzat că într-o convorbire telefonică a făcut presiune asupra președintelui ucrainean Vladimir Zelensky pentru a deschide o anchetă împotriva fiului lui Joe Biden. And this week, the president has admitted to asking the president of Ukraine to take actions which would benefit him politically. The actions of the Trump presidency revealed the dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our 6 committees to proceed with their investigations under that umbrella of impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law. Trump este suspectat că a făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a-și submina adversarul politic Joe Biden, creditat cu cele mai mari șanse de a deveni candidatul democrat la alegerile prezidențiale de la anul. Fiul politicianului Hunter Biden a început să lucreze pentru o companie ucrainiană din domeniul gazelor în 2014. În cadrul unei convorbiri telefonice din luna iulie, Trump i-ar fi cerut președintelui nou ales, Volodymyr Zelensky, să decidă o anchetă împotriva fiului lui Biden. Și ar fi condiționat un important ajutor militar american de declanșarea anchetei de corupție împotriva lui Hunter Biden. Ajutorul în valoare de 250 de milioane de dolari era destinat sprijinirii Ucrainei în lupta cu separatiștii proruși susținuți de Moscova. Fiul lui Joe Biden a devenit directorul companiei de gaze naturale din Ucraina în perioada în care tatăl lui era vicepreședinte SUA. Donald Trump susține că această numire a încălcat legea și ar fi insistat pe lângă actualul președinte ucrainian să pornească o investigație.
Luni, Trump negase că ar fi condiționat ajutorul militar pentru Ucraina de declanșarea unei anchete la Kiev împotriva fostului vicepreședinte american Joe Biden și a familiei acestuia. Marți, Donald Trump a anunțat că va continua să blocheze ajutoarele americane pentru Ucraina. Fondurile respective au fost însă deja aprobate de Congresul Statelor Unite. Mai mulți membri ai Comisiei pentru Alocări Bugetare a Senatului au anunțat încă din 12 septembrie că administrația Trump a deblocat ajutoarele pentru Kiev. Trump a intrat din nou în conflict cu Congresul, inclusiv cu republicani, din cauza practicii executivului de la Washington de a ocoli deciziile legislativului și de a aloca fonduri pentru a-și finanța propriile inițiative politice. Donald Trump a recunoscut că a abordat cu președintele Ucrainei subiectul Biden, dar neagă că ar fi făcut vreo presiune asupra liderului de la Kiev. Mai mult, a anunțat că a autorizat publicarea conversației telefonice pe care a avut-o cu omologul ucrainian Volodymyr Zelensky. Secretarul de stat Pompeo a primit permisiune din partea guvernului ucrainean de a face publică stenograma discuției telefonice pe care au avut-o cu președintele lor. Nici ei nu înțeleg care e marea problemă, o adevărată vânătoare de vrăjitoare din partea democraților. Destituirea unui președinte american este un proces complex. Este nevoie ca un număr majoritar de congresmeni să fie de acord că șeful statului se face vinovat de trădare, abuz de putere, luare de mită sau alte infracțiuni grave. Procedura prevede ulterior un vot în Senatul controlat de republicani. Doar un vot cu majoritatea a două treimi ar putea conduce la destituirea președintelui. Până acum, niciun președinte american nu a fost destituit. Răsturnări de situație în lanț în ceea ce privește Brexitul. Premierul Boris Johnson a cerut organizarea de alegeri anticipate după ce Curtea Supremă de la Londra a declarat ilegală decizia sa de a suspenda Parlamentul. Verdictul magistraților le oferă parlamentarilor mai multe șanse de a obstrucționa planurile lui Johnson cu privire la Brexit. Aflat la New York la summitul ONU privind schimbările climatice, Boris Johnson și-a întrerupt vizita și a declarat că singurul lucru evident de făcut după decizia Curții Supreme este organizarea de alegeri anticipate. Premierul britanic a exclus însă varianta unei demisii, cerută cu insistență de opoziție după ce a fost anunțată decizia Curții Supreme a Marii Britanii. The law, as the law currently stands, the UK leaves the EU on October the 31st. Come what may, but the interesting thing, that the exciting thing for us now is to get a good deal, and that's what we're working on. Cei 11 judecători ai Curții Supreme a Marii Britanii au decis în unanimitate că suspendarea Parlamentului a fost o acțiune nelegală, nulă și fără niciun efect. Președintele instanței, baroneasa Hale de Richmond, a afirmat că prorogarea a avut un efect extrem asupra fundamentelor democrației britanice. Această suspendare prelungită a democrației parlamentare a avut loc în circumstanțe excepționale. Schimbarea fundamentală care urma să se producă în Constituția Regatului Unit pe 31 octombrie. Nicio justificare pentru o acțiune cu un efect atât de extrem nu a fost prezentată instanței. Așadar, curtea este obligată să concluzioneze că decizia de a o sfătui pe maestatea sa să proroge Parlamentul este nelegală pentru că a avut efectul de a împiedica sau preveni Parlamentul să-și îndeplinească funcțiile constituționale fără o justificare rezonabilă. Se arată în motivarea deciziei instanței. In the light of that explicit judgment, I have instructed the House authorities to prepare not for the recall, the prorogation was unlawful and is void, to prepare for the resumption of the business of the House of Commons. Specifically, I've instructed the House authorities to undertake such steps as are necessary to ensure that the House of Commons sits tomorrow. Prorogarea Parlamentului, inițiată de premierul Boris Johnson, intrase în vigoare la 9 septembrie și urma să dureze până la 14 octombrie. Boris Johnson luase această decizie pentru a nu permite legislativului să blocheze planurile sale privind un Brexit fără acord la 31 octombrie. Imagini incredibile într-un spital din nordul Indiei. Un scaun cu rotile a început să se miște singur, a trecut peste o rampă și și-a continuat drumul prin grădină. La un moment dat, chiar a evitat cu succes un obstacol. Întreaga scenă s-a petrecut sub privirile terifiate ale paznicului de noapte. Camerele de supraveghere de la spitalul din India au surprins momentul în care scaunul cu rotile începe să o ia singur din loc. În imagini,
se vede cum scaunul se deplasează puțin în spate, apoi prinde viteză și se îndreaptă spre ieșire. Trece cu ușurință peste o rampă și ajunge în curtea spitalului, unde chiar evită un stâlp. În alte imagini apare paznicul care privește perplex cum scaunul se mișcă singur. În zilele următoare, subiectul a fost pe buzele tuturor angajaților. Unii spun că scaunul era deplasat de o fantomă. Mai mulți angajați au început să evite turele de noapte de teama unei întâlniri cu fantoma. Un medic însă a încercat să-și calmeze colegii și a susținut că doar vântul a fost de vină pentru deplasarea scaunului. Placido Domingo, acuzat de mai multe femei pentru hărțuire sexuală, s-a retras din producția operei Macbeth de Verdi cu doar o zi înainte de lansare. Domingo a lăsat să se înțeleagă că nu va reveni la Opera Metropolitană. Sexuală, iar unele au oferit amănunte despre modul în care acesta le aborda și le forța să întrețină relații sexuale, uneori sub amenințarea că, dacă nu se supun, le vor fi afectate carierele. Unele incidente datau încă din anii 1980. De atunci și până în prezent, alte 11 femei l-au acuzat pe tenor de hărțuire sexuală, comportament sexual nepotrivit și de faptul că dezvoltarea profesională le-a fost știrbită după ce i-au refuzat acestuia avansurile. Retragerea lui Domingo în ajunul spectacolului, noaptea de lansare este miercuri, a venit după ce un număr tot mai mare de oameni care lucrează la Opera Metropolitană din New York și-au exprimat îngrijorarea vis-a-vis de acest scandal. Alte instituții culturale americane, inclusiv Orchestra din Philadelphia și Opera din San Francisco, au anulat deja aparițiile viitoare ale artistului. Tensiunile din culise au crescut în ultimele zile, scrie presa internațională. Ulterior, Domingo a declarat pentru The New York Times că a renunțat la Macbeth, care trebuia să fie prima sa reprezentație din Statele Unite de la apariția acuzațiilor de abuz sexual. În vârstă de 78 de ani, Placido Domingo este unul dintre cei mai admirați tenori din toate timpurile și unul dintre cei mai puternici bărbați din muzica clasică internațională. A jucat peste 150 de roluri în mai mult de 4.000 de reprezentații. O operă de artă estimată la 6 milioane de euro a fost descoperită în bucătăria unei femei în vârstă care locuiește lângă Paris. Pictura, dispărută cu mult timp în urmă, stătea atârnată deasupra unei plite în casa franțuzoicei. Pictura numită Hristos Batjocorit a fost găsită într-o casă din orașul Compiègne din nordul Franței. Proprietara credea că are doar o simplă icoană, dar experții nu au nicio îndoială că este vorba despre o operă de secol XIII care îi aparține marelui pictor italian Giovanni Cimabue. Lucrarea făcea parte dintr-un poliptic executat în jurul anului 1280, format din mai multe panouri pictate pe care erau reprezentate diferite episoade ale patimilor Mântuitorului. După ce au analizat pictura cu lumină infraroșie, experții au declarat că recunosc aceeași mână care a pictat alte două panouri atribuite cu certitudine lui Cimabue potrivit cotidianului Le Figaro. Unul dintre panouri se află într-o colecție particulară la New York, iar al doilea este expus la Galeria Națională de la Londra. Specialiștii în artă renascentistă cred că pictura ar putea fi vândută pentru 6 milioane de euro la o licitație care va fi organizată la final de octombrie. Jurnalul se încheie, doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. La Fix urmează emisiunea AgroTalk cu Aneta Sângiorzan. Pe curând!